Salut! Salut! Unde am fost? La Monster Truck Show. Exact! Acest Monster Truck Show a fost și în Timișoara, dar noi unde l-am văzut? În Sfântul Nicolau. Exact! Și în Sfântul Nicolau Mare a venit pentru un weekend. Și uite-te ce mașini erau acolo! Monster Truck-uri! Ce Monster Truck-uri imense! Da! Uite ăsta, foai! Ăsta e Titan! Titanul! Și acolo ăsta ce era, un Hummer? Da! Și ăsta era imens, uite-l, foai, dar ce roți avea și cât era de mare. Și apoi... Făcea drifturi. Exact, era un cascador pe care îl chema cum? Christopher? Nu, știu. Ba, Christopher l-a chemat. El era cascadorul, cel care conducea mașina. Și deasupra era un alt cascador. Și încercau să arate cum se fac în filme anumite cascadorii. De exemplu, dacă, eu știu, poliția urmărește pe cineva și sare pe mașină, ceva de genul. Și a fost foarte mult praf. Da. Deoarece zona în care s-a făcut, era cu pământ și era foarte cald afară. Și degeaba au dat ei pe jos, totuși era praf. Și aici ce au făcut? Au intrat prin foc. Cascadorul. Da, au arătat și acest lucru. Bineînțeles că acest cascador era îmbrăcat în costum special, ca să nu ia foc. Și aici a călărit... Ca un cal, ca gladiatorii. O mașină de poliție. Da. Sau cel puțin era deghizată în mașină de poliție. Da. Acum nu știm dacă exista undeva așa o mașină de poliție. Oricum era foarte curajos cel care era sus pe mașină. Și a făcut iarăși praf. Deci am avut praf peste tot și în gură, nu? Toate hainele ne-au fost pline cu praf. Dar se vede că sunt profesioniști, deoarece, uite-te, nu oricine poate să facă așa ceva. Și aici? Cu travantul. Da, au adus două fete din public, aici să le facă o plimbare cu Boltul, nu? Da. Cu travantul și... S-a desfăcut. Și n-au mai mers fetele niciunde, au rămas blocate acolo. Da. A fost și o parte mai comică a show-ului. Și aici? Trecea prin foc. Exact, a trecut pe cineva prin foc, iarăși un cascador, care iarăși a avut costum special și bineînțeles că nu a fost niciodată în pericol. Da. Și aici au zis să facă o parcare din aia de lux. Exact, o parcare de lux. Era chiar și o fată în mașină pe care a invitat-o și uite. O bușitură. Păi trebuia să-și facă puțin loc, pentru că mașinile erau puțin prea apropiate. Și apoi, ia să-mi iese acum. Da. Ce-a parcat-o exact ca în filmele de acțiune a parcat-o. Și aici? Trebuia să sară prin cercuri. Wow, uite ce rapid a fost. Și bineînțeles că i-a reușit. Pentru că, după cum ne-a spus moderatorul, erau foarte multe exerciții au făcut pentru acest show. Și aici? Era o motoretă care se învârtea. Da, se numea Globul Morții, pentru că era periculos dacă nu știi să mergi bine cu motoreta. Și uite-te cum s-a dat chiar și peste cap. Deci a fost foarte bun acest cascador Christopher. Avea o viteză mare, că altfel bineînțeles că nu ar fi reușit să facă această cascadorie. Chestii din astea am mai văzut doar la emisiune de talente și cred că la circuri se mai fac astfel de cascadorii. Este un glob metalic. Și apoi au dus și persoane din public și s-au plimbat în jurul lor. Da. Ți-ar fi plăcut să fii acolo înăuntru? Nu. Cred că și mie mi-ar fi fost puțin frică, deoarece totuși este periculos și na, cascadorul el are costum special, dar cei care erau înăuntru, pur și simplu erau înăuntru. Dar se vede că era foarte bun. Și aici? Aici era cu frumoasă și bestia când dansau. Așa, uite-te ce dans frumos a făcut, frumoasa și bestia. Care, bineînțeles, că a fost prăfuită. Da. După aceea, deoarece era praf peste tot. Și aici? S-au răstogolit. Exact, o răsturnare ca în filme iarăși. Deoarece și în filme când se fac astfel de cascadorii folosesc o trapă mică. Da. Și aici? Se urca peste două mașini.
aici a intrat în acțiune Monster Truck la final de show și a distrus niște mașini și le-a distrus. Păi cred și eu că așa o mașină grea, pentru că este foarte grea mașina asta, normal că poate să distrugă. Da, tot poate. Și uite ce roți mare are. Este normal că le distruge. Aici a rămas puțin blocat, nu? Da. Dar după aceea s-a deblocat și a reușit să treacă peste și a pregătit, de fapt, terenul pentru o altă mașină. Da. Acum nu mai putea să se urce. Dar, până la urmă, tot s-a chinuit. Da. Și era interesant că la acel matiz i-a rămas intact geamul lateral, cele două geamuri. Cât e de mică mașina și totuși... Și aici acum a venit Titan. Titanul. Și asta era un Monster Truck fain. Da. Cred că se zicea așa că era mai greu. Da, și era și foarte fain pictat. Era și galben și... Rosu. Da, și avea și scris Titan pe el. Pentru că, na, totuși este o mașină mare. Și era deja seara și se vedea și foarte fain cu luminile astea. Și aici a rămas blocat. A rămas blocat, nu știu din ce cauză, cred că a intrat roata cumva între mașini. Da, s-a blocat roata. Și apoi am avut voie să facem și poze și ne-am plimbat pe lângă ele. Uite, se putea face și ture cu taxi Monster Truck. Uite, era un taxi Monster Truck, uite, și acolo se vede cum a rămas blocată mașina. Și ți-a plăcut show? Da, mi-a plăcut. Da, chiar și nouă adulților ne-a plăcut foarte mult, deoarece a fost un show mai altfel. Nu am văzut încă așa ceva până acum. Așa că dacă aveți ocazia să vedeți acest show, vi-l recomandăm cu drag. Asta a zis, ceau, ceau!